Salutare tuturor, numele meu este David și în acest video vreau să vă învăț cum să vă downloadați Fortnite. Pentru că mulți mi-au cerut că n-am pus face cam-ul. Mă rog, acest episod va fi fără facecam. O să vă arăt cum să vă downloadați Fortnite. Intrați pe orice browser, uite pe Google Chrome. Scrieți Epic Games, Big Games. Dați pe primul. Dați aici la acest sign-in. Ok, și voi vă vedeți pe Donut în Epic Game account, sign up, vă creați un account. Eu deja am un cod și o să mă loghez. Dar o să pun... O să vă dau pe negru să nu vedeți. Acum ne vom conecta cu adresa. Cu mail-ul și cu parola. Gata. Și vezi că v-ați logat. Vezi că acesta este codul meu. După aceea Jet Epic Games. Epic Games. Și vă văd la doua chestia aceasta cu Epic Games. Aștepta să se demandeze. După aia veți da click. Preparing installation. Eu nu cred că o să mai meargă. Ba da. O să dați voi pe next, next. Puneți un folder, next, next, după aia, yes. Okay. După aia o să vă trimită pe o pagină. O să vă trimită, o să vă apară ceva de genul pe desktop. Aici, voi nu o să vă apară așa. Bine, ori tot așa, doar că o să vă apară să vă conectați. Adică o să vă arăt eu acum. Uitați. Vezi și vă apare așa, mă rog, aceasta este adresa mea. O să vă apară așa. Acum după trebuie să vă intru ce parola. Eu din nou o să pun să nu se vadă. Și intru ce parola. Așa, acum pun din nou OBS-ul. Așa. Ați intru ce parola, dați pe sign in. Și your singing to your account. Welcome back. După aia, aici o să vă apară ceva cu să instalați. That's been installed. Deci o să fiți aici. Voi o să fiți pe Fortnite. O să fiți aici. Voi vă dați pe Fortnite. Și that's been installed. Bine, acum serverele sunt offline. Fucking update. Și dați pe... install, running și launch și după aia puteți să vă jucați. Eu doar atât pot să vă arăt pentru că serverele de la ei sunt offline. Cam atât a fost cu acest mic tutorial. Sper că v-a plăcut. Noi ne vedem de data viitoare. Pa!